scene șocante au fost surprinse într-o parcare din Timișoara. O femeie a fost lovită în repetate rânduri de un taximetrist. Se pare că femeia ar fi fost agresată de bărbat în urma unui schimb de replici. Nervos, taximetristul a coborât din mașină și a lovit victima până când aceasta s-a prăbușit la pământ. La data de 22 martie, polițiștii secției 4 urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că în urma unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 52 de ani ar fi lovit o femeie în vârstă de 50 de ani cu palma în zona feței în timp ce se afla în parcarea unui centru comercial. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor cauzelor în care a avut loc evenimentul, transmit reprezentanții IPJ Timiș.